Florin Cățu ne spune că totul va fi bine. În timp ce vecinii noștri sunt îngrijorați de agresivitatea cu care se răspândește varianta Delta și își fac strategia pentru un eventual val 4, premierul nostru a intrat în modul avem de toate. Cățu este convins că valul 4 va ocoli România. Și totuși guvernul României a anunțat recent o rată de vaccinare de doar aproximativ 25%, jumătate față de Marea Britanie, unde numărul de cazuri noi de coronavirus a crescut de 10 ori în ultima lună din cauza tulpinii Delta. Premierul britanic Boris Johnson va discuta despre asta cu Angela Merkel. Cancelarul german crede că Uniunea Europeană nu ar trebui să primească turiști britanici, chiar dacă sunt vaccinați. Dacă ne vaccinăm, nu ar trebui să avem niciun val 4. S-ar putea să fie ceva, dar nimic de ceea ce a fost până acum. Singura soluție este vaccinarea. Nu mi se pare normal să mențină economia când avem aceste vaccine. Eu voi susține că economia să rămână deschisă, să nu mai avem niciun fel de restricții, pentru că trebuie ceilalți oameni, cei care s-au vaccinat, deja nu trebuie să mai sufere pentru că s-au vaccinat. Deci trebuie să mergem. Declarațiile au fost făcute la Botoșani, premierul este în campanie și se plimbă prin toată țara în speranța că va convinge cât mai mulți liberali să-l aleagă pe el și nu pe Orban, șef al PNL, la congresul din 25 septembrie. Din tabăra susținătorilor lui Orban, fostul ministru al muncii Violeta Alexandru l-a criticat aspru pe Cățu cu declarații teribiliste. Citez, PNL ia toate sectoarele mâine, nu convingem pe nimeni, ba ne mai facem și de râs. Este specific celor care nu au fost în stradă să stea de vorbă cu bucureștenii, a scris ea pe Facebook. Deși sună bine ceea ce spune Cățu, să nu ne speriem că vine valul 4, nu pot să fiu de acord cu el, pentru că istoria spune așa, în momentul în care celelalte state încep să aducă din nou măsuri, să bage din nou carantina, crește numărul de cazuri de coronavirus, noi ne-am relaxat și ulterior, ce s-a întâmplat, ne-a luat prin surprindere. Ce ar fi să surprindem acum? Să băgăm restricții la 37 de cazuri și un deces în ultimele 24 de ore? Câteva restricții cred că ar merita. Uite cum este treaba asta cu Uniunea Europeană, spune că cetățenii din Marea Britanie nu ar trebui lăsați să mai intre în alte țări. E bine, ceea ce se întâmplă acum în Italia și dacă nu era vorba de Marea Britanie, poate, dar așa, ținând cont și de Brexit, de faptul că Marea Britanie și din Uniunea Europeană, poate fi căutat un pic și aici motivul pentru care a transmis asta Germania. Istoria ne spune că pe noi ne-au luat prin surprindere toate cele trei valuri. Așa că de ce acum să nu facem noi ceva în sensul ăsta? Hai să nu mai sufocăm spitalele, hai să nu mai oprim economia. Într-adevăr, a vorbit despre campania de vaccinare, că să ne vaccinăm, că doar așa scăpăm. Dar nu ne vaccinăm, ce facem? Astăzi s-au vaccinat aproximativ 21.000 de persoane, dintre care 11.000 sau puțin peste 11.000 cu prima doză. Nu mergem să ne vaccinăm. Campania de vaccinare propusă de guvernul Cățu nu a dat roade. Așadar, nu avem cum să spunem că, da, să fentăm, să driblăm, România driblează valul 4. Nu e așa. În plus de asta, am văzut că ministrul sănătății, Ioana Mihaila, am notat aici, a spus că a solicitat spitalelor și DSP-urilor să vină cu un plan de măsuri pentru creșterea numărului de paturi în spitalele mixte COVID și non-COVID. Asta ce înseamnă? Că se bat cap în asta cap. Asta înseamnă declarația că avem premierului... o perioadă în care e liniște în spitale, tragem sistemul de sănătate, trage așa o gură de oxigen, să profităm de acest timp în care numărul persoanelor la ATI este foarte mic, avem foarte puține cazuri, repet, un singur deces în ultimele 24 de ore, să punem la punct sistemul sanitar, să nu ne prindă nepregătiți un eventual val 4. Asta... Pe de altă parte, mie mi se pare că România a gestionat destul de bine această pandemie, dacă ne uităm la numărul de cazuri, la ce s-a întâmplat dar nu putem să ne punem mâinile în sân și să nu privim ceea ce se întâmplă în afară, pentru că în momentul în care ajungem și noi în condițiile în care sunt cei din afară, atunci începem să luăm exemple. Cum ar fi exemplele astea cu restricțiile de noapte, până la 12 noaptea, până la 2 noaptea, care nu au niciun sens. Nu e ca și cum coronavirusul se plimbă mai mult după ora 2 noaptea. Plus, haideți să nu ignorăm faptul că și noi avem 57 de cazuri de tulpina Delta în România, avem deja 2 decese. În fine, dar hai să mergem și la invitatul nostru, la Silviu. Bună din nou! Spune-mi, cum ți se pare ție că a funcționat campania de vaccinare în școli? Ești mulțumit? Putem spune că au fost încercări, pentru că s-au pilotat anumite centre de vaccinare în școli și acolo am văzut, într-adevăr, mulți elevi cu dorința de a se vaccina,
Am chiar și colegi de clasă care au făcut acest lucru și mi se pare foarte, foarte bine că se derulează campania de vaccinare inclusiv în școală, acolo unde este un mediu sigur și unde până la urmă elevii, dacă nu în școală, pot primi informații adevărate și avizate științific atunci unde. Dar referitor la valul 4, eu cred că ar trebui să nu ne prindă nepregătiți, pentru că până acum au fost încă 3 valuri. De fiecare dată cumva am fost așa luat pe nepregătite și nu știam de încotro să o luăm, dar cred că acum a venit timpul în sfârșit să luăm măsuri din timp și să fim precauți, să fim vigilenți și să înțelegem că acest val 4 poate că nu va fi atât de rău cum au fost celelalte 3, însă cu siguranță nu este de neglijat. Atunci măsurile care ar trebui să fie luate trebuie să fie luate din timp și mai ales în sistemul educațional, pentru că e partea pe care pot să vorbesc eu cel mai bine. Aici vorbim de orele online, care am văzut că de foarte multe ori nu au decurs așa cum a trebuit, pentru că nu a fost la început cadrul legal, nu au fost echipamente și așa mai departe, dar ușor, ușor lucrurile s-au redresat. În schimb, per total, cred eu că ar trebui să fie vorba de vigilență și de precauție atunci când vine vorba de un nou val de COVID. Silviu, nu numărăm doar cazurile și numărul de persoane care s-au vaccinat. Am numărat zilele astea și notele de 10 de la evaluarea națională și am descoperit că au fost de 7 ori mai puține decât anul trecut. Care a fost explicația? Pentru că discutând cu experți în educație, ne-au spus că subiectele nu au fost mai grele decât, chiar am auzit că decât au fost anii mai trecuți. Ușoare, da. Care e explicația? Da, într-adevăr, nu au fost mai grele, iar nivelul de la examenele naționale este unul mediu, astfel încât să fie accesibil pentru orice absolvent de clasa 8-a, respectiv a 12-a. Însă structura a fost una diferită și aici vorbim de o generație de elevi care acum a terminat clasa a 8-a, care au mers pe programe și pe curriculum diferit față de generațiile anterioare, cu materii complet noi și cu conținuturi complet noi și care au avut într-adevăr o structură nouă la examenul de valoare națională. Și din fericire, în sfârșit, ne îndreptăm către o structură care să fie mai aproape de cea PISA, testelor PISA, pentru că vedem de multe ori că suntem la coada clasamentului când vine vorba de rezultatele la testele PISA. Și acum avem în sfârșit o structură cumva care să ne permită să evaluăm din punct de vedere obiectiv rezultatele la un examen cum e cel de clasa 8-a. Probabil că rezultatele vin din urma faptului că au fost sistemi obiectivi, deci au avut grilă, ceea ce până acum nu exista și cumva nu se putea puncta o fracțiune de punct dacă era răspunsul corect, primea punctaj maxim, dacă nu, și atunci probabil că aici este cumva motivul pentru care sau cauza pentru care notele de 10 au fost mai puține. Dar cred eu că elevii care erau de nota 10 de la bun început, cu siguranță că s-au menținut pe aceeași tendință, însă nici o notă cumva nu pot să spun că e mai bună sau mai rea asta, timp cât rezultatele îi mulțumesc pe elevi. Adică nu știu dacă e relevant neapărat să numărăm notele de 10, pentru că așa poate sunt foarte mulți care au obținut 9-90 și nu putem spune că sunt rezultate slabe, ba din contră.